Participanții la cursurile de frizer s-au prezentat astăzi la examenul de absolvire. Formatorii care s-au ocupat de acest curs au fost Mihaela Cotă și Mihaela Șerban, iar din echipa de implementare a proiectului au făcut parte Silviu Tulceanu, Violeta Ștefan și Steluța Slate. Proiectul a fost implementat de Asociația Catalactica în parteneriat cu Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială și Societatea Națională de Cruce Roșie. Astăzi avem examenul final la unul dintre cursurile de formare profesională din cadrul proiectului inclusiv pe piața muncii, implementat de către Asociația Catalactica Telorman. Această asociație a implementat în județul nostru un număr de 5 cursuri de formare profesională. Lucrători în comerț, două grupe le-am avut la Comana, au finalizat deja. Avem lucrător frizer, un alt curs de formare profesională și confecționer materiale textile. Urmează să se finalizeze și acesta în 23 septembrie. Participanții la cursuri provin din rândurile etniei rome, proiectul vizând sprijinirea acestora pentru ocuparea unui loc de muncă. Au fost vizate cu preponderență persoanele dezavantajate în plan social și pe piața muncii.